Domnule deputat, trebuie să vorbim despre pensii. O discuție neterminabilă pe toate posturile de televiziune. Vis-a-vis de acestea, oamenii așteaptă. Oamenii așteaptă pentru că, apropo de televiziuni, zi de zi, subiectul cu care începeam și cu care încheiam orice program erau pensii, 15%, 25%, 7%, 10%. Această diversiune și această manipulare au creat acel orizont de așteptare. Oamenii, sigur că de cele mai multe ori își făceau calcule, dar uitau să facă un lucru fundamental, să vadă în ziua respectivă când ei vorbeau despre creșterile de pensii care urmează să fie de la 1 ianuarie, să vadă ziua respectivă cu cât i-a crescut costul vieții, să vadă cu cât i-a crescut factura la curent, la gaze, să vadă cu cât a crescut coșul zilnic la alimente de bază, la pâine, lapte, ouă, brânză și așa mai departe. Ori un lucru este cert, costul vieții a crescut, prețurile sunt exagerate, iar veniturile au fost înghețate. Asta e cert. Practic, noi astăzi suntem așa grosomodă, ce cumpăram în 2021 cu 600 de lei, astăzi cumpărăm cu 1000 de lei. Cam asta e diferența, cam de 40%. Acum, în 2021, sunt două discuții aici, pentru că sunt chiar trei discuții. Sunt trei tipuri de pensii. Sunt pensiile magistraților care nu se indexează niciodată cu rata inflației și nu sunt calculate pe bază de puncte de pensii, dar acela cu care nu înțelege deloc aritmetica asta, sau așa și se spune, face o confuzie, o spun intenționată, spunând că nu majorează pensiile cu 15%, că s-ar aplica și magistraților și vezi, doamnă, o pensie de 18.000 ar crește cu 15%. Fals. Pensiile magistraților se actualizează ori de câte ori crește indemnizația în plata unui judecător activ. Ei nu funcționează pe bază de contributivitate, nu au nicio legătură nici cu inflație, nici cu punctul de pensie. E o discuție extrem de complicată la polițiști și la militari, pentru că de vreo 5 ani de zile, acolo nici actualizarea n-a fost, nici indexare. Și văd că și de această dată comunicarea publică a PSD e lăsată undeva în zona gri. Nu spune ce se întâmplă cu oamenii ăștia. Deci pensiile lor sunt plafonate cu ordonanța 59 din 2017, deci practic nicio pensie nu poate depăși salariul, dar de prin 2018-19, cred, aceste pensii n-au fost actualizate, n-au fost indexate. Singurele pensii care au fost actualizate an de an au fost cele a magistraților. Inclusiv 2022, magistrații au fost beneficiarii unor actualizări extrem de generoase, pentru că au crescut salariile celor care sunt activi, care nu sunt la pensie și atunci indemnizația majorată a atras după sine și o pensie actualizată. La polițiști e o problemă și la militari e o problemă extrem de delicată. Eu sper să o rezolve pentru că nu suntem în poziția în care să ne batem în joc de această categorie socioprofesională extrem de folosită și de uzată. Care ar fi soluția, domnule deputat? Sunt două soluții, văd eu clar, ar trebui actualizate, în opinia mea. În opinia mea trebuie reglementată și reluată procedura de reglementare legii 223 și trebuie să actualizăm pensiile în plată raportat la salariile polițiștilor, exact pe sistemul magistraților. Și atunci eliminăm disfuncțiile din sistem, pentru că sunt foarte multe disfuncții în acest sistem. Sunt oameni care s-au pensionat în 1999-2000, care au lucrat în aceleași condiții cu cei de astăzi și sunt pensii diferite, dar sunt diferențe extrem de mari, de 6 ori, de 5 ori, adică pensie de 2000 cu pensie de 18.000. Exact asta m-au rugat foștii colegi să vă întreb. Se mai pot corela aceste pensii? Bineînțeles că se pot corela. De acolo trebuie să vii să actualizezi, să vii cu un articol în lege, din reglementare, să actualizezi. Sunt niște elemente, eu am soluția acolo. Sunt niște coeficiente de corecție. Dar o problemă de fond că nu există decizie politică. Nu, nu se dorește lucrul ăsta. Ați arătat că avem legi în Parlament și aș cere respectarea lor. Ce s-a întâmplat? Bineînțeles că da, păi nu se respectă. Totdeauna legile pe care noi le votăm, cele cu impact financiar, și mă refer la salarii și la pensii, se prorogă cu legea bugetului. Așa se urmeze și acum. Intrăm pe procedură de buget și am înțeles că în decembrie și Doamne ajută să votăm bugetul, că așa mi se pare corect, dar o să proroge din nou și salarizarea polițiștilor, militarilor și acolo mai avem câteva categorii, profesori, auxiliarii din învățământ, auxiliarii din armată, din poliție. Nu s-a întregit salariul conform legii 153, sunt undeva la 50%. Am înțeles că și pentru 2023 la fel o să vină o prorogare, adică o înghețare a acestor venituri salariale. Deci îngheți venitul salarial, crești inflația, crești prețul, scazi nivelul de trai cu 40% și după aia vei performanță de la polițiști, de la militari, de la mediul privat, pentru că și acolo, uitați, pe salariul de bază minim brut și vorbim pe valori nete, o treime din acești angajați au 1500 de lei, înseamnă 300 de euro. Dacă cineva în România crede că astăzi o familie cu doi copii și doi părinți care lucrează pe salariu minim pot trăi la limita decenței, sunt și la bani. Oamenii ăștia sunt în
dacă vreți, a subsistenței. Practic trăiesc de la o zi la alta. Este o explicare a faptului că foarte mulți polițiști s-au pensionat? Bineînțeles că da. Bineînțeles, oamenii pleacă atâta timp cât... Păi, în poliție s-a uzat extrem de mult de munca suplimentară. Eu știu că eu, și vorbesc din experiență proprie, lucram într-un an cam 6 luni, jumătate de ani în plus față de norma legală. Lucram cam 180 de zile suplimentar. Lucru care nu mi se recompensa nici în natură, pentru că nu aveau o posibilitate asta. Și atunci, clar, am avut un singur beneficiu, acela al condițiilor speciale. Dar în rest, munca mea nu a fost recompensată, nu mi-am luat liber la schimb, n-am fost recompensat în bani, că așa scrie legea. Dacă nu poți să-mi dai liber la schimb pentru refacerea capacității de muncă, ești obligat să-mi plătești acele ore suplimentare. Am avut o singură perioadă când am început eu sindicatul la Călăraș și am dat în judecată și am câștigat. A fost o singură perioadă în care am primit acei bani, de atenție, în urma unei decizii definitive a instanței de judecată. Aveți, domnule deputat, expertiza unor situații similare din alte țări. Cum este legislația privind pensionarea polițistului, a militarului, să spunem, în alte țări europene, vis-a-vis de a noastră? Pe sistemul euroatlantic, singura categorie socioprofesională care este beneficiară altui sistem de pensii decât contributivitatea, deci, repet, singura categorie socioprofesională, vorbind de polițiști și de militari, atât, restul toți sunt pe contributivitate. Deci singurele categorii socioprofesionale, repet lucrul ăsta ca să înțeleagă toată lumea, care sunt beneficiarii altui tip de pensie decât contributivitatea, sunt doar militarii și polițiști. Vă dau exemplu, în Spania un militar se pensionează, rămâne cu salariu avut din activitate până la moarte, cu o singură condiție: în momentul în care statul spaniol are nevoie de el, îl cheamă în activitate și omul vine. Dar rămâne cu salariu până la moarte, cu salariu avut din activitate. M-am dat un exemplu. Alte sisteme decât contributivitate nu există, cu excepția polițiștilor militarilor. Sigur că în România s-a creat cascada asta de alte categorii socioprofesionale care au fost incluse în această zonă și acum nu mai înțelege absolut nimic, pentru că e greu să-i mai și scoți. Teoria dreptului câștigat, 1000 de teorii, aici se poate lucra din reglementare și poți lucra, de regulă, principiul ăsta de legi speciale, altele decât contributivitatea, se lucrează din plafoane și trebuie lucrat la plafoane. Eu am și soluția acolo, dar, din păcate, decizia politică este la Marcea Ciolacu, care nu are nici soluții și acum abia învață să vorbească. Și e greu. Cu Marcel, cu Nicu, e complicat.